Elevul lui Sorin Erlich, Radu Papoie, a reușit o performanță uriașă, titlul de dublu campion în Bulgaria la Sliven în cadrul unui turneu internațional. Antrenorul său este mândru de rezultatele obținute și spune că era sigur de forțele acestuia încă de la începutul competiției. Ieri s-a terminat la Sliven în Bulgaria un turneu internațional de 12 ani în cadrul Tennis Europe. Am avut și noi un reprezentant și anume pe Radu Papoie, care a avut o evoluție excelentă, câștigând atât proba de simplu cât și proba de dublu în pereche cu Ionel Nicolas de la Albodi București. De fapt, Radu a manifestat o formă foarte, foarte bună, ținând cont că acum o săptămână a câștigat și campionatul național individual, atât proba de simplu cât și la proba de dublu, în cadrul campionatului național individual de vară de 12 ani. Practic, el este dublu campion național și acum a confirmat prin acest turneu internațional forma foarte bună. Radu Papoie nu are deloc vacanță. După ce se va întoarce din Bulgaria, sportivul va participa împreună cu lotul național la o altă competiție importantă, Summer Cup. Antrenorul său are încredere că va da randament maxim și la lotul național. El la sfârșitul acestei săptămâni, vineri, sâmbătă și duminică, participă cu lotul național la Summer Cup. Este etapă de zonă unde sunt 8 țări, 8 echipe, iar primele două se califică la turneul final. Să nu uităm că Radu Papoie, fiind component de bază a lotului național, au câștigat Winter Cup, cea de iarnă, tot în cadrul aceleași competiții. De fapt, e o cupa națiunilor și au ieșit pe primul loc din 50 ceva de țări. Mă aștept, fiindcă el are o formă foarte, foarte bună, dar acum, ținând cont că e competiția pe echipe, singur nu poate să ducă în spate aceasta. Trebuie să-l ajute și ceilalți doi componenți ai echipei, și anume Ionel Nicolas, care a făcut dublu cu el acum în Bulgaria, cât și Sebastian Gima.